Că știu că a venit. Tovarăși, am venit și eu aici pentru a nu știu câta oară. Și eu, Radu, Florin. Nu te-ai lângă dânsa, că îi place de tine. Stai puțin, mai spatele gării, puțin mai spatele gării. Spatele gării? Dintr-un motiv foarte simplu am venit aici. Pentru că acești oameni, acești muncitori au luptat pentru și pentru mine, au murit și pentru mine. De ce? Pentru că datorită lor am dobândit niște drepturi. Și acum, după 34 de ani de capitalism, după acea contrarevoluție criminală, încă mai avem niște drepturi pe hârtie. Mă refer la cei, la noi, cei din sectorul bugetar, pe cei din sectorul privat, de mult nu mai au niciun fel de drepturi. Dar faptul că încă mai avem niște drepturi este și datorită acestor muncitori minunati care s-au sacrificat atunci, în data de 16 februarie 1933, omorâți de un guvern național țărănist. Trebuie să se știe că primul Alexandru Vaida Voievod, membru de frunte în partidul Maniu, care și Maniu își pătrase mâinile de sânge muncitoresc în 1929 la Lupeni. Și acum venindu-l Vaida Voievod să-și păteze mâinile de sânge muncitoresc. Vaida Voievod, care era și foarte apropiat de Garda de Fier, era mentor, care era considerat omul din umbră, conducător din umbră al Gărzii de Fier. Mare criminal. Adică legendar. Da. Și dați-mi voie să adun niște injurii foarte grave acestui om și fanilor lui din ziua de azi. Trebuie să-i cinstim deci pe muncitori și pe liderii lor, că acei muncitori au avut niște lideri comuniști, Gheorghe Gheorghiu Dej, Constantin Doncea, Chivu Stoica, martirul Vasile Roaită împreună cu alții, Dumitru Popa și încă câțiva care au căzut atunci și se pare că au căzut 7 morți. Nu pot decât să spun atât. Exemplul lor, lupta noastră. Gheorghiu Dej prezent, Chivu Stoica prezent, Constantin Doncea prezent, Gheorghe Vasilichi prezent, Vasile Roaită prezent. Sfântă fie memoria lor. Bravo! 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 Bravo!